Așa este, am aprins luminile și nu numai luminile, am aprins și focul până la urmă. Cu ediția a treia evenimentului Midnight Market. După cum bine știți, am mai avut două ediții acest eveniment. Dar se pare că prinde la oameni, reușim să scoatem timișorenii din case și pe frig până la urmă, deși ediția trecută am avut-o în iulie. E, acum este în octombrie, dar să ne încălzim, am făcut focul și sperăm să fie următoarea ediție din nou vara. Să știți că noaptea cumpără lumea mai mult, pentru că noi aici îmbinăm utilul cu plăcutul. Ce facem? Am adus producătorii locali împreună cu artizanii locali și noi îi susținem, îi promovăm și se pare că ține la lume, ține la timișoreni, este apreciat evenimentul, este susținut și avem lume. Așa este, avem și mai mulți producători și mai mulți artizani, dar și mai mulți clienți. O să avem în luna noiembrie, bineînțeles, zilele mierii, ca și anul trecut, și pe 1 decembrie. O să pregătim din nou surprize, muzică, voie bună, mâncare. Sărbătorim și Ziua României aici împreună la Piețe 24, la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I. Da, este o idee, spune eu, nu neapărat inedită, pentru că am înțeles că în alte țări acest lucru se practică și iată că a venit și la noi o idee frumoasă, o idee nouă pentru marketingul românesc, o idee nouă pentru piețele românești, dar această piață de noapte, practic, după cum ați putut vedea și dumneavoastră, atrage cetățenii de toate vârstele, aș spune, cei tineri, cei foarte tineri, copilași și foarte mulți copii, și pe cei maturi deopotrivă. Este un mod interesant de a veni după orele de program sau chiar înspre seară, până spre miezul nopții, să-ți petreci timpul, să faci niște cumpărături și ați văzut o diversitate de produse, de la legume, fructe, proaspete, la produse gătite, băuturi calde, băuturi reci și alte produse artizanale care se pot găsi la acest Midnight Market. După cum ați putut sesiza, multă voie bună. Am asistat și la un foc de artificii foarte frumos, foarte frumos, apreciat de cei care au fost aici la noi în Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara și suntem la 3 ediție și sperăm, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, să repetăm acest lucru și văd la fiecare ediție din ce în ce mai multă lume, parcă se diversifică și din punct de vedere al produselor prezentate, cei care vin să ofere către vizitatorii acestei piețe ca și produse, mă bucură foarte mult și găsesc un mod civilizat, plăcut, o idee care vine, iată că, din Occident și de data aceasta eu cred că este de bun augur și se potrivește și pieței românești. Cel puțin cu aspectele care sunt, a spune eu, constructive, plăcute, e bine să preluăm lucrurile care cred că ne ajută și se potrivește și pe tipul nostru de atitudine, comportament ca și consumatori. Ziua am mai fost la târgul din cadrul universității, am văzut lume, am văzut produse. Mi se pare că acum noaptea parcă e mai multă lume decât ziua. Să știți că lumea gustă astfel de lucruri noi, cumva inedite. Este și aspectul legat de curiozitate. Funcționează și, așa cum spuneam, de la an la an sunt
mai mulți vizitatori, consumatori atrași de ceea ce se întâmplă aici. Mă bucură acest lucru și încurajăm ca și universitate. După cum se poate vedea în acest tramvai care are o anumită vârstă, dar foarte frumos amenajat pentru a organiza anumite evenimente mai informale, da? Este o mare parte din conducerea universității, deoarece susținem evenimentele în care universitatea este parteneră și cele cu un înalt grad de academic, științific, de inovație, dar și aceste evenimente care sunt cumva mai relaxate, care se adresează tinerilor, se adresează celor maturi, pentru că ne place să transmitem un semnal, se întâmplă lucruri frumoase în universitatea noastră, în orașul nostru și cred că este un model de a trăi, un model de a avea viață socială și e bine să nu stăm izolați, e bine să socializăm pentru că iată că e frumos, e frumos să discuți, să dezbați un subiect, să stai împreună la o cafea, să servești un produs tradițional sau mai puțin tradițional și face parte din felul nostru de a fi și este un mesaj al universității care vrem să-l transmitem către societate. 5, 4, 3, 2, 1! Mulțumim tare mult firmei Fire Show pentru acest minunat foc de artificii, conducerea universității.